Răbdarea. Într-un sat se afla o familie numeroasă. Trăiau la oaltă bunicii cu feciorii și cu nepoții în bună înțelegere. Într-o zi trecu prin acel sat un mare învățat care cerceta ținuturile pentru a aduna cele mai înțelepte învățături. Văzând o familie atât de unită și de pașnică, omul îl întrebă pe bătrânul bunic: "Cum izbutiți să trăiți atât de bine împreună?" Bătrânul răspunse: "Trei sunt mijloacele." "Care?" întrebă străinul. "Răbdare, răbdare, răbdare, fără supărare. Cine va răbda până la sfârșit, se va mântui."